Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Stăm de vorbă cu Andreea Janta, subinspector de poliție, în cadrul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, institut din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Andreea, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație! Și noi îți mulțumim că ți-ai făcut timp pentru această discuție, o discuție care abordează tema criminalității în mediul online, a infracțiunilor comise atât de către minori, cât și asupra minorilor. Și ne dorim să fie nu doar un semnal de alarmă, ci să ofere poate niște moduri de a reacționa pentru profesori și pentru părinți, astfel încât copiii să fie în siguranță pe internet. De altfel, Poliția Română a întocmit și un studiu despre riscurile și vulnerabilitățile elevilor în mediul online. Și Andreea, pornind de la acest studiu, aș vrea să te întreb cât de des se confruntă Poliția Română cu infracțiuni comise în mediul online și în câte dintre acestea sunt implicate persoane sub 18 ani. Studiul acesta a fost realizat la nivelul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității și este parte dintr-un proiect mai amplu. Această cercetare și-a propus identificarea principalelor riscuri și vulnerabilități cu care se confruntă elevii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani din România în mediul online, a tipologiilor victimale și infracționale și a principalelor moduri de operare. Studiile care măsoară traficul de internet din România arată că internetul s-a transformat dintr-un canal media într-o utilitate, internetul fiind popular în mod special în rândul tinerilor. Astfel, în anul 2015, 95% dintre tinerii cu vârste între 14 și 24 de ani utilizau internetul în mediul urban, procentul fiind de 82% pentru tinerii din aceeași categorie de vârstă din mediul rural. În perioada 2015-2019, numărul infracțiunilor de pornografie infantilă sesizate a avut o creștere de 188%, iar infracțiunile contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice, o creștere de 70%. Deci în doar 4 ani creșterile au fost destul de mari. Pe parcursul anului 2020, criminalitatea informatică sesizată și-a mărit din nou volumul. Numărul infracțiunilor de pornografie infantilă a cunoscut o creștere cu 23% față de anul anterior, iar numărul infracțiunilor contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice cu 26% față de anul precedent. În ceea ce privește implicarea minorilor în aceste infracțiuni, în percepția polițiștilor, aceștia ne-au declarat că procentul este destul de mic, însă pe viitor, având în vedere expansiunea Internet of Things, implicarea internetului în viața noastră din ce în ce mai des, ne așteptăm ca aceste lucruri să crească. În același timp, raportarea acestor fapte către poliție este relativ scăzut. Bun, deci avem încă timp să ne pregătim. Avem încă timp să îi pregătim pe copiii noștri să știe cum să se apere online. Exact. Sunt curioasă. Da, și acum este momentul. Și sunt curioasă, în momentul de față, referindu-ne strict la infracțiunile în care sunt implicați minori, care sunt cele mai frecvente? În urma studiului nostru, deși 73 dintre elevi au declarat că se simt în mare sau foarte mare măsură în siguranță pe internet, un procent destul de ridicat dintre elevi au afirmat că au fost victime ale diverselor tipuri de infracțiuni. Cei mai mulți dintre ei au remarcat că au avut dispozitivele pe care le utilizează afectate de diverse softuri malițioase sau au dat din întâmplare în timp ce navigau pe internet de materiale pornografice. În opinia celor care gestionează dosare legate de infracțiuni informatice, deci a polițiștilor, aflăm că faptele constatate frecvent în care pot fi regăsiți minori, fie ca autori, fie ca victime, sunt în cazul pornografiei infantile, cele de distribuire de materiale pornografice cu minori, iar în cazul atacurilor cibernetice, cele de spargere a unor conturi, deci acces ilegal la sisteme informatice. Bun, fie că vorbim despre hărțuire, de furt de date, de lucruri mai grave, cum ar fi pornografia infantilă, în cazul infracțiunilor comise de minori, sunt curioasă dacă ei sunt conștienți că încalcă legea sau dacă li se pare că e doar o joacă. Din păcate, în cele mai multe dintre cazuri, minorii nu realizează consecințele faptelor lor, nu înțeleg efectele acțiunilor lor din mediul online,
nu realizează că informația circulă foarte rapid pe internet și că aceasta poate fi reprodusă de sute de ori aproape instant. De asemenea, nu cunosc nici consecințele juridice ale unor astfel de fapte, așa că uneori sunt surprinși când sunt abordați de poliție în urma unui astfel de eveniment. Hai să vorbim despre consecințe, pentru că vorbim de consecințe pe termen scurt, atunci, pe moment, care poate fi în minori, sunt mai puțin grave, dar vorbim și despre consecințe pe termen mediu și lung. Da, o glumiță pe care o faci la 12-13 ani unui coleg, poate fără să-ți dai seama, te poate urmări toată viața. Vreau să-mi explici puțin cum se întâmplă asta. Așa este. Din punct de vedere juridic, o persoană începe să răspundă penal după împlinirea vârstei de 14 ani, dacă se dovedește că a avut discernământ în momentul comiterii respectivei fapte. Pedepsele pot varia de la câteva luni la câțiva ani în funcție de infracțiune, bineînțeles în cazul infracțiunilor informatice. Pe lângă pedepsa cu închisoarea, mulți dintre copii nu realizează cu asemenea faptă comisă acum, poate avea consecințe pentru mult timp de acum încolo. Astfel, fiecare persoană are un cazier judiciar care ne este necesar în momentul în care vrem să obținem, nu știu, permisul de conducere sau vrem să ne angajăm undeva. În cazul anumitor infracțiuni informatice, s-ar putea să întâmpinăm probleme chiar și atunci când ne dorim să părăsim țara, spre exemplu, să mergem fie să lucrăm, fie în vacanță într-o țară. Iar dacă avem cazierul pătat de o asemenea infracțiune, s-ar putea să întâmpinăm ceva dificultăți. Astfel de pete, să le numim așa, nu se șterg. Rămân acolo pe termen nedefinit, din ce înțeleg de la tine. Nu rămân pe termen nedefinit. Există instituția reabilitării, așa se numește. După un anumit timp se șterg din cazier. Desigur, depinde de faptă. Dacă pedeapsa pentru infracțiunea respectivă este mai mică de 2 ani, durează 3 ani până acele fapte sunt șterse din cazier, însă în cazul infracțiunilor cu pedepse mai mari și perioada aceasta pentru reabilitare crește și atunci nu se întâmplă din oficiu, trebuie făcută o cerere către instanță. Acest proces se numește reabilitarea judecătorească și abia dacă instanța aprobă ștergerea acestor infracțiuni, bineînțeles dacă sunt îndeplinite anumite condiții, atunci poți fi considerat reabilitat și deci cu cazierul curat. Hai să vorbim și din perspectiva victimelor sub 18 ani, minorilor care sunt victime unor abuzuri online. Știm că uneori copiii, deși suferă, nu vorbesc nici cu profesorii, poate nu vorbesc nici cu părinții, dar care este relația lor cu poliția? Sunt conștienți că poliția îi poate ajuta și poate apăra în astfel de momente? Sunt deschiși să vorbească? Relația cu poliția în astfel de situații depinde foarte mult de reacția părinților sau a primei persoane către care ei se duc să mărturisească o astfel de problemă. Pentru că dacă în momentul în care s-au dus și le-au spus părinților că au o problemă și că li s-a întâmplat X lucru pe internet, iar părintele începe să țipe și să-i spună cum ai putut să faci una ca asta, în momentul în care ajunge în fața noastră, deja e mult mai reticent în a ne spune prin ce a trecut. De asemenea, au fost cazuri în care părinții au luat decizia și au luat lucrurile în propriile mâini, în sensul că au încercat să șteargă urmele, să șteargă poza, să confrunte autorul, iar ulterior, când au venit la poliție, când și-au dat seama că nu se pot descurca singuri, ancheta ne-a fost îngreunată de acești pași făcuți chiar de părinți. Pentru că tot ai adus vorba despre reacția părinților, care este foarte importantă, vreau să ne adresăm puțin direct lor acum și să vorbim despre ce sfaturi le-ai dat părinților sau ce crezi că ar trebui să facă un părinte atunci când îi oferă copilului un dispozitiv cu conexiune la internet. Da, bananul smartphone, care este foarte util, dar care este o legătură directă spre marele internet. Părinții ar trebui să înceapă să fie atenți încă de dinainte de a lua această decizie de a-i cumpăra copilului un smartphone. Ar trebui să explice toate riscurile pe care le poate întâlni în mediul online și să îl asigure că, indiferent ce s-ar întâmpla, trebuie să ceară ajutorul părinților. După achiziția unui smartphone sau al oricărui alt dispozitiv conectat la internet, părintele ar trebui să supravegheze îndeaproape activitatea copilului,
Ar putea, spre exemplu, să activeze controlul parental din setările dispozitivului, ar putea să restricționeze accesul la diferite aplicații sau website-uri. De asemenea, vrem să le reamintim părinților să nu posteze ei înșiși pe internet fotografii nude cu proprii copii, să comunice deschis cu aceștia despre internet, despre beneficiile și pericolele existente în lumea virtuală. Ar trebui să stabilească împreună cu copiii reguli de utilizare a internetului și să urmărească respectarea acestora de către copii. Trebuie să existe comunicare și totul trebuie să fie un mediu deschis în care copilul să simtă că poate avea încredere în propriul părinte. Sunt curioasă. Cum stă România față de alte țări europene, de exemplu, la numărul de cazuri de infracțiuni online? Suntem peste medie, sub medie, cam pe acolo? Unde e România? Statistici foarte clare asupra numărului de infracțiuni online nu există, deoarece fiecare țară are o legislație diferită și încadrează diferit din punct de vedere juridic aceste fapte. Singurele date disponibile sunt cele din cadrul sondajelor de opinie, unde sunt înregistrate percepțiile respondenților asupra criminalității informatice. Un astfel de studiu este EU Kids Online, conform căruia în România se înregistrează unul dintre cele mai mari procente de hărțuire, fie că vorbim de mediul online, dar și de viața reală, precum și cel mai mare procent în cazul primirii de mesaje cu tentă sexuală. 22% dintre copiii cu vârsta între 11 și 16 ani au declarat că au primit astfel de mesaje, ceea ce este un procent destul de îngrijorător. Bun, am vorbit despre, cred eu, cel mai grav lucru care se poate întâmpla unui copil online, despre pornografia infantilă. Știu că studiul vostru oferă și niște informații despre profilul infractorilor care fac asta, dar și al victimelor. Aș vrea să ne vorbești puțin despre asta. Vom vorbi mai întâi despre caracteristicile autorilor și victimelor în cazul atacurilor cibernetice și apoi în cazul pornografiei infantile, pentru că lucrurile sunt destul de diferite în cele două domenii. Autorii minori ai atacurilor cibernetice au în general peste 15 ani, având nevoie de cunoștințe informatice ceva mai avansate pentru a putea orchestra un astfel de atac. Sunt mai degrabă de gen masculin, locuiesc în mediul urban și provin din familii cu o situație materială bună. Au rezultate școlare medii, iar în mediul școlar sunt mai izolați, mai retrași, fără a avea prea mulți prieteni. Autorii minori de obicei acționează individual, dar accesează diferite forumuri pentru a-și forma noi competențe sau pentru a obține programe informatice care să le faciliteze atacul. De asemenea, în unele cazuri în care scopul atacului este răzbunarea sau umilirea unei persoane cunoscute, își analizează victima în prealabil, ceea ce de obicei în cazul atacurilor informatice nu prea se întâmplă, pentru că se creează diverse software-uri care au ca țintă o populație largă și din acea populație vedem cine pică. În schimb, în cazul autorului minor, acesta își analizează puțin victima în prealabil atunci când vrea să se răzbune pe cineva. Victimele atacurilor cibernetice au vârste variate, de la copii foarte mici, care au sub 10 ani, până la elevi de liceu, având în vedere că minorii încep să utilizeze internetul de la vârste tot mai fragede. Victimele pot fi atât de gen masculin cât și de gen feminin. Mediul de rezidență al persoanelor țintite de autori nu este neapărat relevant în cazul atacurilor cibernetice. Pot deveni victime copii care au acces la dispozitive conectate la internet de orice fel, fie că vorbim de smartphone, fie că vorbim de tabletă, de laptop, calculator, dar care nu au cunoștințe tehnice foarte avansate. Majoritatea copiilor care au devenit victime ale atacurilor cibernetice petrec mult timp singuri, nu au relație foarte apropiată cu părinții și provin din familii dezorganizate cu venituri medii. În ceea ce privește performanțele școlare, minorii victimizați au rezultate medii spre slabe, deși au fost cazuri în care copiii care aveau o situație școlară bună au fost victimizați. Victimizarea minorilor prin atacuri cibernetice vizează de obicei obținerea unor date cu caracter personal, accesului la sistemele informatice pe care aceștia le utilizează, pentru ca ulterior infractorii să poată dobândi foloase materiale.
Persoanele sub 18 ani sunt de obicei ținte aproape sigure pentru că au acces la dispozitive multiple, folosesc parole simple, sunt ușor de manipulat și nu realizează importanța datelor și credențialelor conturilor pe care le gestionează. De asemenea, persoanele sub 18 ani sunt prezente de la vârste tot mai fragede pe rețelele de socializare. Așa cum vă spuneam mai devreme, chiar și copiii sub 10 ani utilizează internetul. Au existat cazuri în care autorii au contactat direct victimele prin intermediul rețelelor de socializare, folosind conturi false sau furate. Au purtat discuții cu aceștia, iar după o anumită perioadă au determinat victimele să le ofere parola de acces sau codul de resetare al parolei, preluând controlul asupra contului respectiv. Deși acest lucru nu pare foarte important și ce îmi fac alt cont de Facebook, autorul folosește de obicei aceste conturi în diverse activități infracționale. Și într-o anchetă s-ar putea ca poliția să ajungă la tine din greșeală, în loc să prindă infractorul adevărat și să te întrebe ce activități ai făcut cu contul respectiv. Îmi pare bine că ai dat acest exemplu și chiar voiam să încheiem întrebându-te dacă ai astfel de exemple, de cazuri cu care poliția română s-a confruntat. Da, mai avem o situație în care, în calitate de minori, de autori, minorii utilizează cardurile bancare ale părinților, fără acordul acestora, pentru a face diferite tranzacții online. În momentul în care părinții constată că le lipsesc bani din cont, depun plângere la poliție, neștiind că autorul este propriul copil. Așa că, de obicei, într-o astfel de situație, întotdeauna încercăm să ne asigurăm că autorul nu este propriul copil al celor care depun plângere. În situația în care ajung să depună plângere, urmările, din păcate, nu se mai pot opri. Adică chiar dacă părintele își retrage ulterior plângerea, acțiunea penală continuă împotriva minorului. O altă situație din sfera atacurilor cibernetice este cea în care minorii accesează fără drept conturi de socializare ale colegilor sau prietenilor, fie prin utilizarea unor programe informatice, fie prin simpla ghicire a parolelor, care de multe ori nu îndeplinesc condițiile minime de complexitate. De asemenea, există anumiți autori al căror unii scop este acela de a dovedi că pot obține astfel de date, fără să urmărească utilizarea datelor ulterior pentru alte scopuri, lăudându-se în grupul lor de prieteni sau cunoștințe cu abilitățile lor informatice. Un alt mod de operare în care sunt implicați și minori în calitate de autor este atacul cibernetic de tip defacement, care presupune accesarea neautorizată a unor pagini web și schimbarea aspectului vizual al acestora, acesta fiind un act pe care îl realizează pentru a fi apreciați și admirați în anturajul lor. Deci niște mici glume, niște șicane, poate între colegi, despre care ei, copiii trebuie să știe că sunt niște infracțiuni în mediul online și că pe de parte nu trebuie să le facă, dar și că se pot apăra de ele, cu ajutorul părinților și a profesorului. Da. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Mulțumesc și eu. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Vă dorim o zi bună în continuare. Mulțumesc.